Vedeți cum te înșală dracu și își bate joc de tine fără să-ți dai seama. Cu niște concepții bolnave, dobândite, din gura unui clevetitor, din gura unui bârfitor, din gura unui nu știu care. Deci niciodată nu trebuie să te lași. Și dacă auzi că o femeie e curvă, băi, până n-ai vedea tu că e așa, și dacă vezi că e așa, te gândești așa. Treaba ei de ce face treaba asta. Maria Egipteanca a avut vreme de pocăință. Și dacă știi că unul e bețiv, și dacă l-ai văzut că e beat, băi, treaba lui de ce bea, dar tu încearcă să înțelegi cum să facă el să înțeleagă că nu trebuie să bea. Și atunci ai câștigat, dacă tu îi sapi patima și eu tot murdăresc și îl tot blamez și îl tot batjocorești, ăla nu se va mai face mai bun niciodată. Deci nu poți tu, prin păruta ta virtute, să-l îngropi pe altul de viu. Dacă vrei să-i arăți, era Sfântul Macar în pustie, să vedeți că-și crucea asta, călugărul are și asta, belelele ei, nu-i chiar așa ușoară. Vine un călugăr la Sfântul Macar să se spovedească și îi spune și părinte, am niște duhuri de curvie, că aș pleca din pustie. Sfântul Macar îl privește și zice, dar te luptă de mult lucrurile astea? Cam de mult, părinte, și când fac pravila, și când postez, și când mă rog, și când bat mătănii, și când fac rucodele, permanent mă chinuie. Frate, tu ai putea să păstrezi o taină? Da, părinte. Tu știi că eu am 80 de ani și pățesc la fel ca tine? Te rog, uite, zice, eu am să fac de azi o rugăciune pentru tine și tu să faci una pentru mine, să vedem dacă ne ușurează Dumnezeu. Că trebuie să existe undeva ceva nu e în regulă. Și fratele a rămas foarte mirat. Băi, Ava Macare la vârsta lui să aibă războaiele mele? Ceva nu e în regulă. Dar dacă m-a rugat bătrânul să-i fac o rugăciune, chiar am să-i o fac. Și a zis, băi, dar dacă i-am făcut bătrânului o rugăciune, ia să-mi fac și mie una. Ce dacă mi-ai face și mie o rugăciune? A doua zi s-a gândit el, era mai ușor, mai bine. Dar dacă vine bătrânul data viitoare și mai îmi cere una, ia să fac eu două pentru el, să am în rezervă acolo făcut, dacă îmi cere. Și a zis, da, băi, dacă i-am făcut lui două, ia să-mi fac și mie două. Și cum mergea Ava Macare prin pustie, el vede pe dracu că avea această putere. Noi nu prea îl putem vedea mai mult, îi facem voia. Și zic, dracu cam tulburat, așa, cam agitat, cam nervos, și îl întreabă, zi încornoratorii în rele, dar ce ai pățit, ce ești așa abătut? Păi aveam un nenorocit aici de începător, un frate la o peșteră aici și îl frământam cu mintea și cu curvia cum vream eu. Și vă câteva zile s-a răzvrătit, zice, nu mă mai pot apropia de chilia lui, nu știu ce e în capul lui, că s-a schimbat. Dar cum îl cheamă pe fratele ăla? Nu-ți pot spune. Dar măcar spune-mi, zice, cum era lupta lui. Păi îi venea să plece din pustie, îi venea să se ducă, să curvească în cetate. E, lasă-l și tu în pace, că e tânăr, nu-l mai năcăjă atâta. Da, dar nu mă pot apropia de el. Bătrânul a și înțeles lucrarea, că știa de cine e vorba. Și a luat rapid tălpășița și s-a făcut că merge să-l viziteze pe fratele. Și când l-a văzut fratele și în tâmpinare, a făcut metanici că frate, din tot sufletul îți mulțumesc. De când faci rugăciunea aceea pentru mine, nu-ți dai seama ce izbăvire am simțit, pur și simplu, parcă sunt alt om. Te rog să faci de acum două rugăciuni pentru mine. Și fratele a spus, părinte, chiar de-a doua zi am început să fac câte două, că m-am gândit că ești bătrân și nu ai timp. Îți mulțumesc, uite, îți promit că am să fac și eu trei pentru tine. Și când a auzit fratele, a început și el să facă câte trei. Și când s-a mai întâlnit odată cu dracu, l-a întrebat Ava Macari, dar tu ce faci, nenorocitule, pe aici? Trebuie să schimb peștera și locul, că aici s-au răzvrătit toți împotriva mea. Deci a găsit metoda să-l scoate din cuib. Dacă tu nu postești și te plângi că ești păcătos, tu nu te închini și spui că ești păcătos, n-ai văzut biserica în viața ta și ești păcătos, n-ai auzit de o rugăciune în viața ta și ești păcătos, nu te-ai spovedit odată și ești păcătos, nu te-ai închinat odată la culcare, gândiți-vă cât asemănare, deci recunosc și o spun sincer că ne-au depășit dobitoacele, vitele pe noi oameni. Noi suntem mai proști ca animale. Uită-te la țară când se culcă oaia cu un scurmă cu piciorul, uită-te la vacă să vezi cum scurmă cu piciorul, uită-te la porc să vezi cum scurmă cu piciorul și uită-te la pisică, pe pat dacă se pune, cum dă de două ori cu laba și apoi se așează. Are semnul rugăciunii ei. Și tu, creștin botezat, nu ești în stare să faci un Tatăl nostru și o cruce.
Ei, de-aia spune Pilat, judecați-l voi după legea voastră. Noi îl judecăm pe Dumnezeu după legea noastră. Ce ne convine nouă, aia credem despre Dumnezeu. Numai că degeaba credem noi ce vrem despre Dumnezeu, că El ne judecă după ce crede El în această carte numită Evanghelia Noului Testament sau Cartea Harului și a Mântuirii. Cum să fac copiii să-i chinuiesc și să moară de foame? Dar biserica nu te pune să faci copii, frate dragă. Biserica ți-a spus că și fecioria, și curăția, și înfrânarea sunt niște arme ale trupului și ale Duhului. Nu scrie nicăieri în Scriptură că dacă ai făcut 10 copii vei intra în rai. Nu scrie nicăieri în Scriptură că dacă ai făcut 20 de copii nu intri la judecată. Ba s-ar putea să fie și mai mare și mai osânditoare. Pentru că ați văzut, avem o comparație puțin simplă și neortodoxă, dacă ar fi. Dar există. Înfloresc pomii primăvara. Sunt bătuți de floare. Plini de floare. Și omul spune, vor fi roade anul acesta. Dar la o vreme încep florile să pice. Lasă roade. Zice, a legat roadă multă. La o bucată de vară încep roadele să pice. Au rămas puține, de s-ar coace numai astea. Și iarăși vine o brumă de toamnă. Și unele cad și se strică și rămân foarte puține. Anul ăsta n-a fost un an rodnic. Dar cum își dă seama omul, văzând toate lucrurile acestea? E așa și în societate. Văzând că unul face un copil, doi copii, trei copii, patru copii, dar îi și educă, societatea aceea nu-i lunatică. Pentru că o țară ortodoxă trebuie să aibă la baza și la temelia societății morala creștină. Deci, morala creștină. Iar la baza moralei creștine este preceptul creștin. Ce spune preceptul creștin? Să creșteți și să vă înmulțiți, dar să și stăpâniți pământul, nu să-l pângăriți. Deci când a spus că pământul va da spini și pălămide, ne-a arătat că arșița soarelui, sapa, palma, bătătura aia din mână, grădina udată, porumbul prășit, cartoful prășit, strâns dăunătorul, aia înseamnă o muncă. Ei, aceia sunt săraci și săraci. Părinte, noi suntem de la oraș, n-am făcut așa ceva niciodată. Vă va învăța viața. Vă va învăța vremea. Vă va învăța timpul. Ce-ar fi fost dacă Dumnezeu crea la ușa raiului un apartament cu apă, cu duș, cu jacuzzi și îl punea pe Adam, tu de-amu să stai la bloc? Nu mai mânca? Ba, cred că se cobora din bloc de foame și începea să leagă ierburi, buruieni, pomi, fructe, așa și noi. A doua categorie de lunatici, pe lângă săracii săraci, sunt săracii comozi. Iar pentru săracii comozi, spune psalmistul, vai vouă celor ce mâncați în zadar pâinea durerii. Ce înseamnă pâinea durerii? Nemuncită. Deci nu există să bagi mâncare în gură fără să meriți, cum spune Apostolul Pavel, dacă n-ai muncit. Pe nimeni n-am îngreuiat cu trupul meu, spune Apostolul Pavel. Era făcător de corturi. Ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. Și tu vii și spui, am terminat 10 clase, mă duc să-mi iau șomaș. Păi îți trebuie după două semestre de copiat la o lucrare sau la o teză, normal că trebuie să-ți dea șomaj. Îți dai seama, ai cărat geanta la școală, ai plictisit profesorul, ai fumat, ai fugit de la ore, ai mai tras pe nas un drog, ai mai stat prin parcuri, ai mai stat pe la film. E o oboseală. Îți trebuie trecut în carte de muncă. 10 ani de muncă asiduă. Scor de toxicitate, numai la vederea profesorului, gradul 2, la titlul lucrării de extemporal, gradul 3 de toxicitate. Când mai vezi și nota în catalog și numărul de corigențe, trebuie să-ți dea gradul 1 de toxicitate. Și atunci, sigur, le facem pensie direct. Ei, aceștia sunt tot lunatici sociali. De ce?
Munca este cea care ne trezește la realitate. De aceea cei mai deștepți și cei mai înțelepți nu stau să se vaite, nu stau să piardă vremea, ci ai văzut. Ies, merg, pleacă, se duc, fac treabă și trăiesc. Și se ridică masa de manevră, masa ortodoxă, pioasă. Și începe o altă formă de lunăticie, părerea de sine și pioșenia falsă. O altă formă de lunăticie. Vai, ne pleacă tinerii din țară. Vai, dar nu sunt patrioți. Vai, dar nu se gândesc la țara asta. Dar ce să facă țara asta? Să numere ștacheți la gard și frunzele din copaci? Nu. Te duci și câștigi o bucată de pâine în mod greu, în mod rudit și atunci știi că îți trebuie un perete la casă, știi că îți trebuie un geam, știi că îți trebuie un gard. Nu iei banul din traista tatii și a mamii și te duci și stai și bați asta, cinemaul, discoteca, restaurantul și zice, a, e bine în țară, păi normal că e bine, că cele 10 hectare de pământ mai produc de un vițel și de un purcel de tăia la Crăciun, dar trebuie să te înveți omul gospodar.